Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la 19-a ediție Miss Plaja în România! Bună ziua, vă spunem noi, suntem Dea și Dinu Maxer și ne bucurăm să dăm start sezonului estival cu Miss Plaja și anul acesta, pentru că iată, am trecut de majorat cu această emisiune atât de longevivă. Și dacă ai spus de noi, să ne lăudăm și noi puțin. Suntem la al 6-lea an consecutiv în care o prezentăm împreună, eu la al 9-lea an de Miss Plaja. Așadar, ne identificăm oarecum cu acest concurs de frumusețe. Să vă reamintim ce se întâmplă la Miss Plaja. Avem fete venite din toată țara pentru a defila în două probe. Sunt 27 la număr și se află aici în Mamaia, într-un cantonament de 3 zile. Adică o să le vedem și îmbrăcate de seară, dar și dezbrăcate în costume de baie, bineînțeles. O ediție senzațională cu artiști internaționali. Avem artiști din Chile, așadar... Richie B și invitații săi. Avem un artist special din Iordania, dar și un coleg drag de breazlă de-al nostru de aici, din România. Dar nu vă spunem mai multe, vă lăsăm să vă împărtășim așa surprizele pe parcursul emisiunii. Până să-l invităm pe producătorul emisiunii alături de noi să ne spună părerea din acest an, vreau să mulțumim sponsorilor. Este vorba despre Musette Resto Lounge and Beach. Este vorba de superba plajă din Mamaia pe care ne aflăm. Cu o terasă minunată pe care noi filmăm această emisiune, îi salutăm pe turiștii noștri de aici, de pe plajă, ce privesc fetele. Mergem mai departe și mulțumim pentru hidratarea concurentelor, absolut necesară în această zi de vară, Baldaran Water. De asemenea, mulțumiri și complexului Paradisul Colorat din Costinești. Mulțumim de asemenea agenției Luna din Miele, ce se va ocupa începând de astăzi de concurentele noastre și de primii pași în lumea aceasta a modelingului. Așadar, este momentul să îi dăm cuvântul producătorului acestei emisiuni, sufletul Miss Plaja, de în fapt. În aplauzele fetelor, domnul Manuel Chermani. Bună, ce faci? Bună, Manuel. Vede că anul ăsta suntem în trei. Da, noi anul acesta prezentăm în trei, așa este. Da. O să avem o fetiță pe care o vom trimite la Miss Plaja anii viitori. Da, mai așteptăm 18 ani și așa. Mai așteptăm, dar având în vedere că Miss Plaja are 19 ani, eu cu siguranță cred că vom continua la același ritm. Da. Mulțumim pentru prezența și avem, cum am spus, invitații foarte, foarte, să zicem, cunoscute. Speciali, da, așa este. Și avem fetele frumoase, clar, sunt frumoase. Clar. Spune-ne, Manuel, cum a avem fost cu organizarea. Avem fetele foarte frumoase, anul ăsta, de toată țara. Am aruncat o privire pe fișe și am văzut că au venit din toată țara, cam din toate orașele, ne bucurăm. Ne spui câteva detalii despre premii, le amintim și noi. Premii sunt în contract cu Luna din Miele, 2000 de euro și 1000 și premii special 100 de euro. Iată, deci sunt contracte cu agenția Luna din Miele, cu agenția de modeling, contracte de lucru în valoare de 2000 de euro, în valoare de 1000 de euro. Fetele vor lucra în domeniu, într-un domeniu absolut profesional. Sigur că da. Ne bucurăm, atunci să ne apucăm. Mulțumim de treabă. Și dăm drum la... Dăm drumul la treabă pentru că fetele sunt emoționate, sunt în cantonament de 3 zile, au repetat, au filmat tot felul de materiale și este momentul acum să defileze în fața dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, începem cu rochile de seară. Rochile de seară, sclipicioase, frumoase, elegante. Așadar, o invităm pe prima concurentă alături de noi, Bianca Chereși din Câmpina. Bianca are 17 ani, o vârstă absolut potrivită pentru a începe o carieră în modeling. Este zodia Gemeni, iar ca ocupație este elevă. Îi mulțumim frumos! Gaspar Gheața, cum se spune, iar acum o aplaudăm pe Alexandra Chiriac din București. Concurenta cu numărul 2, Alexandra, are 23 de ani, este născută în zodia Balanței, ca ocupație este model, dar și, atenție, bucătar. Poartă numărul 3 în concurs și se numește Georgiana Diaconu. Georgiana este din București, are 16 ani și este zodia Rac. Ca ocupație este elevă, iar culoarea preferată este roșu. Cu numărul 4 în concursul nostru, Gianina Dumitru din București.
Gianina are 18 ani, născută în zodia Scorpion, este elevă și, după cum bine vedeți, adoră roșul. Numărul 5, tot din București. Beatrice Georgiana Muscalu este alături de noi. Beatrice, aleg să-i spun așa pentru că mi se pare un nume mai deosebit, are 17 ani și este zodia Rac. Ca ocupație este elevă, iar culoarea preferată, roșul. Lady in Red. Concurenta cu numărul 6 este din Zalău. Iată că a făcut ceva drum până la mare, dar sperăm noi că o să merite. Numele ei, Natalia Mădălina Bălănean. Are 16 ani, defilează într-o rochie roz. Este născută în zodia Rac, este elevă și foarte zâmbitoare. Pare aproape, dar nu chiar. Avem ceva kilometri de parcurs până acolo. Tulcea a trimis-o alături de noi pe Crina Viziru, concurenta cu numărul 7. Crina are 19 ani, este zodia Taur, preferă culoarea roz, iar ca ocupație este elevă. Din Megidia vine a opta concurentă. Ea este Flavia Maria Vlad, în vârstă de 20 de ani. Flavia este născută în zodia Pești și este învățătoare. Iată o altă concurentă din Câmpina, poartă numărul 9 în concurs și se numește Cristina Mihaela Tuchel. Cristina are 16 ani, este elevă, este în zodia Gemeni, iar culoarea preferată este evidentă, roșul. Concurenta cu numărul 10 este din București, Ștefania Dumitrașcu. Are 19 ani, născută în zodia Gemeni, este hostess și preferă culoarea, ia ghici? Nu știu. Sau non-culoarea? Dacă spui de non-culoare, clar alb. Negru. Ok. Poartă numărul 11 astăzi la Miss Plaja și se numește Loredana Crețu. Vine ghici Dinu de unde? O locație preferată nouă, Comănești. Are 23 de ani, este zodia Balanță, iar ca ocupație este model. Deci are ceva experiență. Din București vine concurenta cu numărul 12, cu un nume extrem de sonor, Monica Pop. O mai cheamă și Lorena, ca să nu facem o confuzie. Este, atenție, regizor de teatru, născută în zodia Vărsător și are 23 de ani. Ana Maria Buta poartă numărul 13 în concurs. Noi dorim să-i aducă noroc. Este din Petroșani, are 20 de ani și este zodia Vărsător. Ca ocupație este elevă și astăzi este încântată de culoarea ce o poartă, și anume roz. Alexandru Andreea este numele concurentei cu numărul 14. Ea vine din Ploiești, are 14 ani, este elevă, evident, născută în zodia Taur și iată, defilează în bătaia vântului. Continuăm cu numărul 15, Maria Cosmina Coviț, din Iași. Are 17 ani, este zodia Scorpion, iar ca ocupație este elevă. Culoarea preferată, galben. Cu numărul 16, Bianca Bulai, din Mangalia. Iată prima concurentă de aici, de pe Țărmul Mării. Ea are 19 ani, născută în zodia Balanței. Este artist tatuator. Foarte interesant. Dintr-un colț îndepărtat al țării noastre, mai exact din Arad, vine Roxana Stoican. Poartă numărul 17, este zodia Rac, ca ocupație este model. Roxana are 26 de ani. Și evident, culoarea preferată, argintiu. Momentul
se continuă cu Alina Balcano, numărul 18 în concursul nostru. Alina este din Bacău, are 20 de ani, născută în zodia Gemeni și este antrenoare de fitness. Tocmai voiam să spun că are niște picioare superbe și frumos bronzate și atunci o dă de gol cu meseria, cu jobul cel practică. Mihaela Ioana Miclea poartă numărul 19 în concurs și vine, iată, tot din Arad. Are 24 de ani și este zodia Scorpion. Ca ocupație este DJ de eveniment în cluburi. Iată că tot din Arad vine și concurenta cu numărul 20. Fetele s-au pregătit să vină în gașcă. Și bine au făcut. Ea este Ionela Tiselița. Are 18 ani, este născută în zodia Pești și este elevă. Reprezentantă a unui alt oraș din România, din Vâlcea, vine Andreea Ciucă. Poartă numărul 21 în concurs și este zodia Scorpion. Andreea are 20 de ani și este studentă. Mihaela Gabor este concurenta noastră cu numărul 22. Mihaela a venit tot din Vâlcea, iar 18 ani, născută în zodia Scorpion și este încă elevă. Din Jibou, alături de noi, Ronela Mureșan. Poartă numărul 23, spunem evident spre atenția juriului nostru, are 18 ani și este zodia Vărsător. Trecem acum la concurenta cu numărul 24, Maria Cristina Bunea, din București. Cristina are 19 ani, este născută în zodia Săgetător și iată, profită din plin de briza mării. Mai aveți răbdare? Noi am anunțat telespectatorii să se așeze comod acolo, pentru că de la început i-am anunțat că avem 27 de concurente. Și iată, suntem la concurenta cu numărul 25, Ana Maria Mastan. Este din Zalău și are 16 ani. Ana Maria este elevă, iar cazotie este Scorpion. Tocmai din Suceava a venit concurenta cu numărul 26, Roxana Ioana Bivol. Roxana are 23 de ani, este în zodia Gemeni născută și este studentă. Iată ultima, dar nu cea din urmă și cu siguranță cea mai înaltă, Bogdana Micu. Vine din București, are 23 de ani, este zodia Rac, iar ca ocupație este studentă. Doamnelor și domnilor, vă invit să urmăriți un manej acum al fetelor pe plajă, un moment unic să defilez în rochia de seară pe un ponton superb aici în Mamaia. Adevărul este că plaja de la Musette Beach din Mamaia le oferă fetelor spațiul necesar pentru o defilare de excepție la finalul probei ținutei de seară. Preparados, ya comienza el verano, todo listo para entrar en acción. Vámonos pa' la playa, vámonos pa' Mamaya, a disfrutar de este ritmo y el sol. Ven y disfruta este ritmo latino, como a ti te gusta y te encanta bailar, bailar. Este es mi estilo, sabroso y caliente, que lo baila mi gente, rico, suave y sazón, sazón. Let's go! Everybody waiting for the